Ca de fiecare dată când se organizează alegeri, Serviciul de Evidență Informatizată a Persoanei are program special pentru a da posibilitatea romașcanilor cu drept de vot să se prezinte la urne în condițiile în care actul de identitate le-a expirat. Și anul acesta, Serviciul de Evidență Informatizată a Persoanei va funcționa sâmbătă 10 iunie și duminică 11 iunie, în ziua alegerilor, până la închiderea urnelor. În această săptămână, având în vedere faptul că avem alegeri la nivelul Direcției Locale de Evidență a Populației, se va lucra sâmbătă, 10 iunie, în intervalul orar 8-16 și de asemenea duminică 11 iunie, între orele 7 și 21. Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărții de identitate definitive, al cărei termen de valabilitate se stabilește de către Serviciul Public Comunitar Local de Evidență. Acest termen este cuprins între 30 de zile și un an. Pentru obținerea unei cărți de identitate provizorii sunt necesare următoarele acte. Cerere tip pentru eliberarea actului de identitate provizoriu, care se obține de la sediul Serviciului de Evidență din strada Ștefan cel Mare, la fostul club Petrotub. Cerere care se completează și se semnează în fața lucrătorului acestui serviciu. Actul de identitate expirat sau, dacă titularul nu îl mai are, un document emis de instituții sau autorități publice cu fotografie de dată recentă, respectiv pașaport, legitimație de serviciu, carnet de conducere auto, livret militar, diplomă de absolvire a unei instituții de învățământ și așa mai departe. La acestea se adaugă și o chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii, care se achită la sediul instituției. Certificat de căsătorie, dacă este cazul, hotărâre de divorț, dacă este cazul, certificat de deces al soțului sau soției, dacă este cazul. Documentul care face dovada adresei de domiciliu, certificat de naștere al solicitantului. Dacă acesta nu este titularul spațiului de locuit, este necesară prezența găzduitorului, care va prezenta actul de proprietate sau de închiriere în original.